Președintele de ședință se alege la cabinet al vostru. Protocolul nu-i normal. Această ședință a urmat să fie depusă de către domnul consilier Popoi Dorinel Valentin. Cine este pentru, vă rog frumos? Avea cu ce. Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Cinci votul pentru a fost ales președintele al acestei ședințe. În locul domnului consilier Popoi Dorinel Valentin. Dar cine îi trebuie să nu? Ce consilier Valentin? Ce trebuie? Mulțumim, domnule. Onoarea care a fost să mă alege și pentru discuțiile care au fost până acum, că s-au luat înainte de urcere, după la mulți. Și dacă sunt probleme cu procesul pe față la ședința de anterioară. Eu m-am discutat. Bun. Altcineva. Ședința anterioară, mai Nicolae. Doi. Cu Suioc Ionel. Mai are cineva de zis ceva la... Doi și domnul Suioc Pătrie. Da? Da. Bine, domnul Sorujo, aveți cuvânt. Da, ce vreau să vă spun? În legătura cu persoana și judecătorul care vine cu ședință credința întrebare, care mi spunea el că nu este condamnat, sau nu știu ce spunea el, la verație lui, vreau să vă prezint următoare de dovezi, dosare, da? Nu am și cum să vorbesc, nu am cu fructul cu hârtie, că el nu este condamnat și a scăpat de condamnare. Deci acest om îi duce în eroare pe toată opinia publică și ignoră justiția, prefectura, pe absolut toată lumea. El în 2012, să vă spun cum are condamnarea, a înființat propriul. Mai mult, nu o să dau pe toți numele, că n-am fost și eu nicio problemă să spun mai rău. Am înființat-o pentru a vine beneficiul crescătorilor de animale. Dar se pare că John Crăciun a făcut-o pentru el. A făcut această asociație, în asociație a ieșit direct președintele asociației, deci el de la statutul asociației, de la tribunal, a fost trecut președintele asociației. El ulterior a umblat cu niște vrăjeli și dă demisia, pentru că demisia nu a fost anchetat. El, în timpul mandatului, și-a dat contractul, primăria, și-a dat contractul lui. Adică el a semnat el. Asta a făcut John Crăciun, de asta sunt neignorate. Și după aia, după ce a dat contractul lui, punându-l pe Nelu Stan în față, el este autor, dar el figurând de altfel care are conductoare și face la conductoare și la cameră, să vedeți cum figurează acolo el, el a beneficiat de toate subvențiile. Niciun cetățean, niciun crescător nu are de niciun subvenție. Absolut. Și am aici chiar și ea dispoziție de plată din 2014, dacă am dus o țin, unde are 4 miliarde și 600 de casate. Vreau să știm, de-a lungul timpului, 2012, 2013, 2014, ce a făcut acest bani? Nu știu nimeni, nici cetățenii n-a primit nimeni, nici crescătorii animale. În 2015 am reușit, apărând o nouă lege, spun clar, în cadrul asociației, pot să ia banii și membrii asociației pot să ia bani. Așa cum. Dar o lege, fiindcă se știa foarte clar, toți mari luau subvenții și făceau ce vreau ei. Mai ales neustan să bătea cu banii în cap și de dacă știm cu ei. Johnny Crăciun ar spune că nu a casat niciun bani, deoarece nu are nicio semnătură. El are nicio semnătură, fiindcă am avut o mână, dar nu știu, bine, nu stau, cred că toată cumva știe, toate lucrurile, tot pământul, tot ce s-a află, e el, papă, absolut tot. El e piorul lui care îi spală toți banii din el, să știi foarte bine. În 2015 am reușit și am dat la cetății. El fiind condamnat deja și nu mai putea să mai implice și putea că mă rog că scapă, scapă. Uite, am venit condamnarea definitivă, în 2015 nu am reușit să fac nimic. El trebuie să spune că nu, domnule, nu am nimic, dar am scăpat, am făcut-o bine ce mi-a făcut ce mi-a făcut. Eu am dat să sigur, da. În 2015, 2 ani de zile s-au dus în cadrul asociației, deci adevărații crescători de animale. Ei au făcut, și vă arăt și procesul verbal, să vedeți ce au făcut ei, s-au întâlnit ei, i-au păcălit pe toți cetățenii, i-au adunat chiar acea în sala de ședință, în care vă prezint și poze, păcălindu-i că el nu știu ce face el. Uitați, sunt pozele, se poate vedea și la cameră, sunt pozele care i-au strâns pe toți fermierii și au păcălit că trebuie să ia pământul. Atunci m-a scos pe mine, au făcut ceva, s-a ales el președintele, vicepreședintele asociației, când el nu stă tot în fața la păcat, având o datorie asociație foarte mare, eu încercând să pun asociația pe picioare, am încercat să strâng bani, să putem plăti datoria care și domnul primar știe. Datoria la ora actuală este de 1.100.000, era undeva în primăvară. Am documentat și vă spun exact. Atunci m-am dus în instanță, am spus nimic, băi, v-ați ales, n-am nimic. La tribunal am câștigat,
procesul, întrucât în statutul asociației, el fiind condamnat și nu are voie să ocupe o funcție în cadrul asociației. El, omul ăsta, nu știu, este a face operații. Are semnături, semnături, se crede în afară, prin el ăsta, că el deține toate documentația și face la el. Acum, ulterior, le-a luat pământul înapoi la cetățeni, încă din nou în asociație, care vă prezintă o hârtie, domnule primar, să ne spune dacă recunoaște această semnătură. Eu trebuie să vă prezint. Dacă vă recunoașteți această semnătură în original, vorbesc. Vă rog la cameră și vorbim. Dacă știți această semnătură. În data de care v-a semnat acest proces verbal. Seamă cu mine, dar nu știu cum a dat. Dacă a semnat, nu știți ce semnați. A semnat cu acest document? Deci nu vă pot să vă spun acum, la momentul ăsta, dacă am semnat pe acest document, fiind... Eu vă spun că nu l-am semnat, că am făcut față cu asemnat. Ei, dacă aveți altă însemnă... Deci luna a 4-a, ziua 22. Vă dați seama, deci era în aprilie, 22 aprilie, primăra primarul, după cum bine știți dumneavoastră, documente, peste documente, trei. Acum, dacă dumneavoastră știți să ceva... Eu știu la ceva, trebuie să confirmați că știți asemnat. Da, eu trebuie să văd dacă, într-adevăr, o să iau de urmă, să văd... Deci eu mi-am pus problema problemă, nu stați, n-am și alte documente care pot proba, care sunt șalte. Care pot proba, se pot proba în stanță, dar n-am făcut niciun demers, fiindcă nu se mai poate cu acest. Vine în ședință, el face aderață, este aderață și spune, vreau, nu este vinovat. Și el, uitați ce face. Acum mai e. A luat iarba de pământ în asociat. Deci este un atât tot din el în stanță, nu a curățat niciun zdar, nu a interesat nimeni. A băgat și la agromediu, să iau foarte sumă mare de bani și nu uită de nimic. Deci eu, în multe rânduri am avut cu el fel și fel de convorbiri. Nu se poate lucra. Dar timp cât este John, este problemă, nu se poate lucra. Deci suntem, nu se curăță, da, suntem într-un haos total cu această persoană. Care se laudă că este niște condamnat. Acum vreau să spun, condamnarea lui nu vine de la prefectură. Că el a contestat că el are în anulare sentința numărului. A făcut în contencios. Și a câștigat. Ce a făcut? Că s-a respins, a rămas așa, nu știu cum a rămas așa. Dar nu ne interesează cum rămâne contencios. Contencios, arbitrativ, se judică doar salariul sau problemele administrative, nu penale. N-are nicio legătură. Omul ăsta nu cineva are penal. Penal a fost la judecătorie și a dat o sentință definitivă în care și-a epuizat toate căile de atac. Deci el a rămas definitiv. Deci nu are nicio mai probabilă cale de atac. El l-a acuzat prefectura că de ce l-a demis. Prefectura nu l-a demis în urma unei condamnări făcute de ei sau de contencios. În urma justiției, ei doar au luat un act de condamnarea lui. Atât. Deci nu i-a făcut absolut nimic. Dovadă că omul ăsta nu l-a prostit. Bine, asta are o condamnare care spune el cum ea. Dar luăm a doua condamnare care omul ăsta este condamnat pentru fals în înscrisul oficial sub semnătură privată. Unde? A inventat oameni care nu existau, vrând să desfințeze farmacia. A inventat niște oameni. Domnul nu știe foarte bine că a fost în cauză, a fost dată judecată, n-a recunoscut, a fost primit la grafologie, a ieșit că este scrisul lui inventat de el, tot n-a recunoscut, a trimis la inventa populară la Bacău, nu se regăsesc foarte bine exista. Uite aici oameni inventați. Da. Scrisul lui. Scrisul. Inventat de el persoane da. Care nu s-au născut. Uitați da, cum e exista. Deci omul ăsta este un pericol public. Deci persoane care nu s-au născut da. O cerut desfințarea farmaciei. De ce? Da. Că nu vreau să mă înscriu în PSD-ul lui, în partidul hot. Și nu l-ați lucrat cu el, care vrea trebuia să-l dea jos din postul de primar. Păi, nu voi. Voi nu. Voi nu sunteți... Nu vă dăm problemă. E grave, e vorbim de persoane. Nu știu, nu știu. Că te vezi la televizor. Dar, asta vreau, având o condamnare, 10 miliarde de închisoare, cu suspendare, muncă în folosul comunității, cursul de reabilitare în societate din Chiron, este considerat un pericol public. Dar vreau să mă întreb și eu, cum și-a făcut el pediatra de 70 de ore care a făcut muncă în folosul comunității? Că nu l-am văzut nicăieri. Pe omul ăla trebuia să facă muncă, aaa, șef! Legea spune clar, trebuia clar să vopsească, să păsească iarbă, pomii. Condamnare. Condamnare spune clar. Protocol. Da. Și a doua. Vine și pe minte. Ce aici? Sunt
numai el. Și apropo, știți studiile lui, care studii, nu știu, la Oxford, unde are el, nu știu, unde are el, el e indicat, știu, doar un meserie de pădurare, practicat, nici altul. Și dacă este așa de competent omul ăsta, cum se crede el, de ce nu pleacă, nu lăsă-mi pace? Toată lumea îi spune, nu le pleacă, lasă-le. Nu, el stă că stămine, el ține salariul de 80 de milioane și nu vine nici la serviciu, nu are nicio problemă, nu-și ia banii. E bine, e foarte bine aici. Eu știu să fac altceva. Dar să nu mai spun cât de face el. El, noi suntem reprezentanți cu GA, în care noi comuna noastră am cotizat. Noi trebuia să obținem fonduri pentru comunitate, nu pentru el. El din nou m-a mai prinsat cu un proiect de 120.000 de euro care este la CAP. Deci comuna, nimic. El lucrează numai pentru el, știe foarte clar. CAP l-a luat, asociația, domnul care l-a luat. Proiectul care trebuia să primim noi pentru cetățenii comune prin GA. Noi eram beneficiari, noi am cotizat, am deblocat și o sumă de bani, 100 milioane. L-am deblocat pentru a funcționa acest gal, oricum. El a venit ce-a de el, 120.000 de euro, nu a venit niciun drept. Fiindcă el lucrează doar numai pentru el, atât nu interesează de această comunitate. Dar el câștigă portofelul lui, porta lui, vinile lui, lacele lui, bădurile lui. Asta e. Absolut tot este venit. Ce-a trebuit tot. Aveți dreptate. Dar problema cea mai mare pentru cetățenii comunului Vest nu era acela. E problema că după atâția ani de zile de când se condamnă. Ca să știți, până atât de știți, persoana respectivă chiar încasează foarte mulți bani. Ce vine în ședințe și tot timpul se justifică în fața populației. Minții! Vine pe media filmările respective, că el nu este vinovat. Păi omule, dacă ești condamnat, asumă-ți, domnule, dă-ți demisia cu 80 milioane pe lună, care încasează dânsul, putea să faceți un pic de 50 de metri de beton. Doamne, făceam ceva, așa dus, încasează foarte mulți bani, domnul. Și să vă mai spun și ce cauză, pentru că credem prin noi, cetățenii comunei, vedeți cei mai... Acum mai de două știu, din ce motive? Pentru că eu să-ți bată de la joc de mine, că le-am 80 de grame judecă și... Acum ajunge de ce este la această funcție? Eu ne simt țele curată, față de cum... Domnilor, dar așa nu se termină să-ți zic, uitați-i să... Dacă știu că trebuie să... Domnilor, dar el... Nu-ți credeți că stă în funcție că ține cineva, că ține actualul primar? Îl ține, eu ne-l ține și șantajează această comunitate și chiar primarul șantajează. Dacă nu spune cum vrea el, nu-i dat afară. Deci a avut o tentativă cu mine, încercam să-l pun pe coacă primar, să fie viceprimar. Eu am refuzat. Categoric, domnul primar știe. Am avut discuții, omul a spus că nu este normal, la cap, că are probleme psihice, nu știu ce gândește. Păi ce credeți că umblăm acum în comuna asta, are nevoie de darea vicecomunală sau are nevoie să lucrăm pentru comunitate? Chiar dacă facem parte din toate politicii, poate politicii nu care are, dar vine acum în care ea are voie să fac și, dar nu spune ce face pentru cetățeni, spune ce face pentru el. El vrea primar, să face pentru el și nu este tare să încasează și pe asta. Am dovezi, dar eu o să le arăt să prezint și face el. Scate la dorea voastră, domnule. Păi ești un haos, ea, chiar de Johnny Crăciun. Fiindcă angajații s-au permis problema asta din cauza lui Johnny Crăciun, fiindcă noi nu avem stabilitate. Mâine, dacă spune ceva, te dau jos, n-ai voie. Și dovada este, nici pe RDL 1 nu s-a dus la finalizare. De ce? Din cauza lui Johnny Crăciun, din cauza licitației care le-a făcut. Oare ce credeți? Numai la altă firmă să lucrez prin raza comună, vezi cum a dus la București. Dar spune la ce se referă pe RDL 1? Pentru drumul comun al spune. Ce? Păi am interogat noi și o sumă de bani în 2016 pentru a face podiții la toți cetățenii din Prăjoaia și nu s-a făcut nimic, s-a dus doar tubul, nu știu dacă mai există și tuburi pe acolo. Dacă care este în Prăjoaia, dacă mai știți dacă mai există și tuburi. Deci am interogat suplimentar, în proiect inițial nu se afla așa ceva, se avea numai 7-6 candidate, am interogat Consiliul Local, cred că toți știm care am fost consilier, o sumă de bani pentru podiții și altă pentru fiecare persoană. Nu s-a dus, știm proiectul cum este, toate comunele am terminat, nu am terminat. Fiindcă această persoană nu se vrea să arite, uite mă, vedeți, nu mi-a face nimic. Dar e din cauza lui, fiindcă el șantajează, nu mă șantajează. Deci cum vrea să spune ceva și să facă treaba, po, îi dau mâine afară. Gata, face majoritate de la afară. Deci nu se poate face nimic. Eu o zic consiliul local. Tot cred că suntem de acord să plece acasă, să ne lasă și facem problema, treaba. Să nu mai mâncăm cu prostii, să dăm mâine acasă, să facem majoritate, lăsăm, să conducă. Dacă e ales aceasta, nu se conducă până la capăt. După alegeri, care și cum se instalează? Nu e normal. Păi de ce jucați jocul cu Johnny Crăciun? Nu vă înțeleg de ce jucați jocul cu Johnny Crăciun. Șantajul, pe viață nu merge comunitatea, nu merge deloc. Fiindcă nu putem sta numai în stres. Eu am trecut pentru așa ceva. Eu am trecut în mandatul meu. Numai darea viceprimar în jos, nu trecea două luni, schimba viceprimar. De ce oare credeți că schimba viceprimarul? Deoarece îi găseam toate mereu în
Ia să vreți, și de asta îmi faceți permită. Bun, hai că nici eu. Domnul Sugiu, mulțumim. Domnul Neculaie, vă spun. Da. Referitorul, stimat domnule primar, domnul președinte și stimați colegi. Referitor la procesul verbal de la ședința anterioară, care am avut onoarea să o conduc eu. Sunt 11 pagini. Trei sferturi din timpul respectiv a fost ocupat de cine? Johnny Crăciun. Care a avut tupeul, îndrăzneala și obrăznicia să vină să mintă în Consiliul Local, adică să ne inducă în eroare cu o hârtie care o futura că Agenția Națională de Integritate a spus că e unul din număr. Dar nu aveți ce la pus. Domnilor, domnilor, noi nu suntem fraiere lui de la pădurea Orășca, care era cu voi. Bun. Problema este următoarea. Noi n-am văzut ce scrie în acea hârtie. Poate e inventat de el, cum a inventat-o și pe asta. Păi da, bun. Nu? Așa. N-au dorit. Dar chiar dacă este de la Agenția Națională de Integritate, care spune că el nu este conflict de interese. Oamenii, cine este Agenția Națională de Integritate și cine este justiția care l-a condamnat? Justiția l-a condamnat în baza recunoașterii faptelor. Uitați-le aici. Și nu o vine și spune că nu. Că nu-i vinovat, da? Păi oameni buni. Una este acolo, în fața instanței, unde a cerut îndurare, o cerut mustrare, zic, auziți, ca și tu, pe eu. O cerut mustrare scrisă sau pedeapsă, așa, dulce de tot, după ce a recunoscut faptele. Păi oameni buni. El crede că poate minți o primărie și un consiliu? Așa cum minte prin sate, domnul primar. Minte lumea prin sate. Am oameni care trebuie să-mi spune. Dar văd și eu cu dratorul ăla mare. O spus, este consemnat în procesul verbal, că el a făcut numai lucruri bune pentru comuna de Veți. Cât a făcut lucruri bune? Când a ascultat asfaltul din comună și l-a îngustat și a rămas bani? Sunt în ședință de când a făcut acte față ca să desfințeze farmacia care este un obiectiv de strict de necesitate pentru viața oamenilor în comună de Vezi? Era un lucru bun? Când a lăsat comuna fără apă? E un lucru bun? Când minte în Consiliul Local e un lucru bun? Când părăduiește bugetul primăriei cu 80.000 de lei pe lună și nu face treabă de doi mânci, nu are obiectul muncii. E un lucru bun? Păi oameni buni, acest om e credit proști? Vreți să-i induc în eroare? Și-a spus că el va candida. Ne vom confrunta la anul. Eu consider că ori nu are discernământ, ori este disperat. Păi cum? Să candidez pe un post onorabil, care trebuie să fie o persoană integră, care trebuie să conduce aproape 6.000 de suflete cât are comuna de Vezi, să-i conduci tu un condamnat penal. Și nu un condamnat, după condamnat penal. L-a condamnat instanța Ornești, l-a condamnat Comisia de Verificare a Bacăului, l-a condamnat Tribunalul Bacău, l-a condamnat și Curtea de Apel. Toate una, două, trei, patru instanțe l-au condamnat. El vine și spune că nu. El spune că nu-i vinovat. Dar hârtia aia care o arată el, pretinzând că e de la Agenția Națională, Agenția Națională de Integritate este supusă justiției. Ei fac doar o simplă constatare și după aceea ce constatare, bună sau rea, ajunge în instanță. Ultimul cuvânt îl are justiția. Și iată pe cele patru instanțe și-a spus cuvântul. Ce s-o mai gândi din colț în colț? Să recunoaște.
Acolo sunt oameni luminați. De ce în 2016, când era inculpat, ne l-a propus? Poate în 2016. Era numai inculpat, nu era condamnat. Eu am anunțat atunci. Inculpat și va ajunge la demisie și va ajunge la demitere. S-a ajuns. Bun. Dar acum, 2020, când el spune în procesul verbal de consemnat, când ne vom confrunta în alegeri. Păi, oameni, eu îi cer Partidul Social Democrat Bacău prin intermediul televiziunii și dacă vrea poate să mă convoace cu brațul de documente, să-i ajut. Că el e minte acolo. Și poate că crede. Să nu mai semnez acte de candidatură pentru un dublu condamnat penal. Un om care de la toate situațiile a câștigat bani, a ajuns mari balon, lacuri, păduri, de nu mai știe câte, vile, mașini, tractoare, conturi, am văzut de declarația de avere. Păi toate le făcut pe spatele primării și pe spatele acestor locuitori ai comunii de pe oameni buni. Uitați-vă ce pericol social reprezintă acest Johnny Crăciun, care are nume de american și fapte de ciopârlan. Asta este adevărul. Oameni buni, avem datoria, în calitatea de cetățeni și de consilier, să spunem adevărul, să developăm mizeria și să instaurăm dreptatea și adevărul. E nevoie de o resuscitare a adevărului în comunalități. Că el o mânjește în fiecare zi. Oameni buni, este atât de pervers și cine se încrede în el a căzut în capcană, am căzut eu. Am avut semnat protocol de colaborare 4 ani pentru administrația publică Liberți, m-am rugat să-l fi făcut lucrul ăsta, viceprimar, dar el deja avea aranjat să-mi facă rămașul. Dar, apoi, domnule, cu astfel de vipere, să nu mai lucrăm în primărie. Și faptul că actualul casier vrea să, vrea să facă politică, ce nu vrea cu povestea aici așa de-a dormi copiii, că fac politică după ce plec de aici. El e politician. Și când doarme, și când mănâncă, și când mai servici, și când se duce unde la băut, e tot politician. Sau nu e politician dacă își dă demisia? Păi să aleagă, ori una, ori alta. Consiliul local nu poate, nu poate admite, nu poate admite că noi răspundem în fața poporului și a legii. Nu poate permite să facă salariață cu tot fel de politici. Când produce un dezastru în comun. Păi, de-aia nu face nimic. Un dezastru politic. Anarhie. Vedeți tu că Johnny Crăciun a făcut ce a mai vine și nu așa. Facă haos în comunală. Eu cred că va trebui să adoptăm o hotărâre de Consiliu în care îi cerem să aleagă funcția sau politica. Alege politica, pierde bani, pierde funcția. Alege funcția, pierde partidul. Partidul nu-i dă nimic. Partidul te folosește unde are nevoie ca pe mână nu-i o strângi, la urmă ce ai strâns, o ai luat zamă, o arunci. Asta pățesc politicienii în final. El trebuie să demonstreze ce poate face în primul rând în viața lui privat. Domnul președinte, problema este că va trebui pus piciorul în brad. Primăria și Consiliul, care sunt una, să rezolvăm problemele potrivit necesităților locale prin prisma legii. Mulțumim, domnul Cusiu, că s-au vrea să vă aduc la protestă, că după atât de atingă, după atât de zile, dar ne lovim tot timpul de această persoană. Înțeleg? Tot timpul ședință să ne lovim de această persoană de Johnny Crăciun. Băi, eu am înțeles care e treaba, dar nu se poate face chestia asta, domnul, dacă ești condamnat, ești definitiv, omule, dă-ți demisia, de onoare, dacă ar fi cu colanul vertebral, nu poți să stai într-o instituție publică care ești plătit foarte, foarte bine, tu, ca persoană, și alții stau și muncești și nu iau banii tăi. Dă-ți demisia, să faci altceva cu banii respectivi. Dumneavoastră trebuie să știți foarte bine, domnul
domnul primar, pentru că nu-i face persoana respectivă. Înțelegeți? Ceva nu este în regulă. Și tot timpul, de ați ani de zile, să ne luăm tot timpul din vorba de ce mă aminte de el, de el, de el. Cine e persoana respectivă? Cine este el? Vorbim cu amândoi. E o persoană condamnată. Domnul Florin, acum eu, inițial, aș cere colegilor un proiect de hotărâre să facă să-l devinem noi, domnule, dacă se poate. Pentru că nu se poate așa ceva. Moral, pentru cetățenii comune. Am fost în Bălăneasa, Valea Orșa, îți distruză, băi, mai cu 8.000 de lei pe lună, 10.000 de lei pe lună, îi ducea cu 25 de metri de beton, și mergeam în Venește. El stă și mergea din față, acum, multe fraiere cum stau acolo, și le-a bani acasă. E corect așa ceva. Moral nu e corect. Nici moral, dar nu este corect. Deja. Mă, dar nici eu, nu față de noi. Față de cetățenii, doar cetățenii... Consumul umiliat, cea! Și interlocutorul ar putea revine, își bat jocul toți. Umiliat, consumul ce-o necată, pentru ce? Mașină la scară, nu nici ori, nu merge cu mașină personală, mașina primăriei. Merge cu mașina personală, l-am văzut. Înțelegi? Dar el merge tot timpul cu mașina primăriei. Păi, băi, om, eu m-am primit ața de zi să cumpăr o mașină. El, în 2-3 luni de zi, cumpără mașină. Ce merge pe banii noștri, pe banii, pe bugetul local. Așa, cum am spus, este foarte... De foarte rău pentru comuna noastră. Toți vorbesc. Sunt Doleniu, Gălești. Și păi ce e acolo? E nenorocire la voi. Bă, tai de jur. Ne-a adus rușine. Ne ia la mișto. Înțeles, să râde din noi. Mai ales vreau să știi foarte bine. Nici nu vreau să vă vine frică, nu vedeți tot timpul vor și iau furați de bani. Puneți-l la treabă, măcar. Ce vreau să fac? Puneți-l, faceți, dați-l ceva de treabă. Dar vă ideea nu știu vreau să vă zic eu, vă ideea să-l trimite la treabă. E loc să facă treabă, face altceva. Bă, da, fac. Și eu tot timpul sunt grup mașina pe toate șanțurile. Măcar acum ați făcut drumurile, chiar vă mulțumesc că v-au luat conștienți cu drumurile și s-au rezolvat atunci de greșul. Dar pe parcurs ar vrea să văd din partea dumneavoastră că mai aveți ceva mandat. Poate mai simți și în următor mandat. Aș vrea să încercați să faceți ceva cu drumurile astea. Nu tot timpul să băgăm balast. Nu am balast, vine apa, îl spală, îl duce, băgăm al balastul, el era spălare de bani. Acum cred că pentru dumneavoastră nu e spălare de bani. Cam asta e spălarea de bani, știi toți. Spălarea de bani e spălarea. Așa 3 miliarde de lei la revers la Păriuș la Bălăneasa. Cu buzorul în 30 miliarde care a apărut la câte ore. Și-o luat 3 miliarde mai de-a luat și-a luat Am întâlnit ieri niște cetățeni, pentru că el dea 80-100 de milioane și ăia din Bălăneasa de Fidel n-au din unii să bea apă, domnule. N-au apă. Conducta de apă noi n-avem. Vale, dă, din vie, Bălăneasa. Aveți oameni competenți aici. Nu cred că unul din consilierii local nu are legătură pentru chestia asta, că vrea să faceți ceva. Și ar dica și pentru el. Toți colegii au ridicat, că au vrut să facă ceva concret. Dar acum nu se vede să faci ceva concret. Stă numai pe dedesubt. Pricolo, pricolo și asta. Și ne pătează și imaginea comune. Da. Vine în fața noastră și spune cum e condamnat. Cum mă zic, domnule, spune ceva. Odată ce ești condamnat, justiția, am zis și lui. Justiția, nu eu te-am condamnat. Cum să vrea judecată? Eu personal cu el n-am nicio treabă cu omul, persoana, cum n-am cu niciunul dintre noi. Dar gândiți-vă foarte bine că noi suntem aici puși, nu ca angajați ai primării. Ăștia au venit angajați, cum e gabi, gabi, coaxa, cum te-am așa. Angajați ai primării, noi suntem puși de cetățeni. Ca să fii pus aici, trebuie să ai 100 și ceva de vorbi. Să-i zile, uite, cu ce vă să le și să zic, nu, mi-a omul pe rând, prin sapa asta, și că, bă, dar voi sunteți proști, mă, incompetenților. Dar asta cu omul ăla, îl ține de 100 de milioane, acolo, pentru ce, mă? Și pensia ai 5-6 milioane iau oameni, vezi, și el stă cu 100 de milioane. Nu mă fi copii să aduci cu banul acolo. Îi bă, dar nici nu, că eu vreau să fac un pic, dar trebuie să vă ați la conștiință și chestia ce zice noi. Că dumneavoastră nu știți domnul primar, dumneavoastră stați local aici în primărie și vine un oameni, dar eu merg zi de zi în comună și poate îi bătăresc cu ăla, dar și zic cu oameni. Noi, câțiva consilieri, am inițiat niște proiecte în care au fost respinse tot de Johnny Crăciun, cu actuală majoritate. Eu nu cred că niciun consilier de aici nu a aprobat acest proiect depus în ziua de 16.10.2017 pentru suplimentă mafie. Eu nu cred. Se spune cine a depus proiectul ăla, proiectul ăla, sau și oameni ce l-au depus. Da, e primul Sulgiu, Hârbuleanu, Busio Chelem, Vinescautu și Romul Nicolae. De cine au votat așa ceva? Omul ăla. Dar eu cred că, nu cred că consilierii locali, oameni care dețin majoritatea, nu cred că nu votau acest proiect. Eu nu cred că nu vreau.
vrea să facă la lucre, dar asta este ce cred și nu vrea să primi băiatul nostru. Mai avem mai încă un proiect depus pentru centru civic. El are sfârșită. Nu e bun nici el, stă. Avem probleme cu copiii, chiar pe la școală. Merg pe drum, pe asfalt, pe șosea, care îi pun în pericol de poți fi un accident. După ce se întâmplă un accident, îi trezim cu s-a întâmplat, începe să luăm măsuri, să nu știu, să ne facem noi ce știți, eram și era, dar nu sunt, fiindcă bani sunt. Am și spus-o, sunt și în fondul excedent. Acum a fost tot timpul. Dar nu s-a putut face din cauza lui. Fiindcă se arătă că toată lumea este proastă, este deșteaptă și mai grav că și angajat să arătă așa ceva. Aici e mai grav, arătă așa ceva. Arătă așa ceva. Ei nu se poate așa ceva. Nu se poate. Deci, că atât de mult trebuie să scăpăm de acum așa. La parchet, da, sunt rechizitorul parchetului. Rechizitorul parchetului, vă dau copii după el. Recunoaște că persoanele, răducanul Tudor, zis el în Marcăuș și în Dumitrașcu, Gheorghe din Onești, că nu există. Dar greu l-a acoperit procurorii. Când prima a spus că am primit prin poștă. O verificată de zis dintre, nu, îl cheamă ea. Păi ce-o ne-a primit? Păi nu că a fost la mine în audiență. O verificat că rezultă audiență, nu, îl cheamă ea. Domnule, nici nu a fost în audiență, că nu e liber de rezultă de audiență. Îl cheamă la treia oară. Deci, nu, domnule, și a fost la mine personal. Și, că nu putea scrie, mă rugă, le-am scris și eu, e scrisul meu, da? Bun. Îl cheamă a patra oară. Dar persoanele astea, cum a fost la tine audiență, că nu s-au născut. După aceea au recunoscut. Da, domnule, am vrut să scap de lungul, că nu mă face hoțâni în primărie. Dar dacă a dat toate următoarele sărbători vine ziua vreau, ce n-aș să mă spun? Am văzut că vin vedete, vin și copii de la noi din comună. Înainte, dacă țineți minte, până niciodată nu s-au promovat copiii noștri. Copiii sunt la noi cântăreți, vedete, la mea și pe hai să-i motivăm și pe ei cu ceva. Niciodată nu au fost motivați copiii respectivi. Cum vă luați cu ciocolată? Niciodată. Dumneavoastră măcar să o face treaba asta. Măcar acum. Deci copiii din comună, artiștii care lucrează muzica populară, sunt pe afiș. Da, am văzut pe afiș, da. Dar nu asta reprezintă, nu numai pe afiș, că la persoanele respective de care vin, îi plătiți. Mi se promovă, sunt promovați. Mă clar, nici afișul așa, nici măcar și inițial. Asta să fie și un promovat. Da, pentru că în urmă nu s-a făcut niciodată chestia. Doar s-a zis, dar nu i-am motivat cu nimic. Măcar atâta lucru. Să vedem că e altceva. Deci punem spre aprobare procesul urmat de la sanitație. Aș trebui să stai ca am avut discutat noi. Este cineva împotrivă? Nu e. Hai să ridicăm mâna și vine la tot. Nu vreau să spun că vreau să spun. Cine? Noi partidele, eu vreau să discutăm ceva, da? Bine. Cine este pentru procesul verbal și inițial de ioară? Dacă a fost cineva împotrivă să... Nici nu s-a aflat în care? S-a aflat 15 voturi, nu s-a aflat nimeni. S-a aflat cineva? Nu. 15 voturi pe el. Trecem la loc de zi, dacă Consiliul Local. Proiecte hotărâre prin refacerea bugetului local, prin proiect, 2 proiecte hotărâre aprobarea de vizul general. Rectificare. Rectificare. Ce scuze, domnul Sfântul? Să te lagiți. Cine da. Oare? Și, da. Și băi de hotărâre pentru domnul Irimia de a putea ieși cu, la rampa de gunoi. Mașina să poată merge la rampa de gunoi, să trecem la el. Aceste două puncte au fost adăugate ulterior față de... La rampa de gunoi nu e rampa de gunoi. Nu. La rampa sa proprie de gunoi. Exact. Rampa sa de gunoi. Să poată apropia mașina la el. Trebuie să treacă pe drumul nostru. Poți să scutăm. Da? Domnul Supărin, mă văd cele trei puncte de problemă. Cine este pentru acest? Este cineva împotrivă sau a fost cineva? Domnul președinte, cu 15 voturi pentru, a fost aprobat de cele trei puncte de problemă. Domnul, era primul merit și domnul Marstăție. Da? Și mai aveți aici, domnul secretarul, cerere de la domnul director, de ce nu? Da, asta e rectarea de buget. Nu, acum, legătorul cu un copil, nu funcționează. Din cele trei puncte, la rectificare de buget. Dar la buget. Deci și mai asta. Da, pentru bursa. Da. Și 3.000 Așa. Se trece la primul punct pe ordinea de zi.
da? O să-i dau cuvântul unui primar. Înainte să vorbească la ultima misiunea dumneavoastră, vreau să vă anunț că pe data de 14 octombrie 2019 s-a stabilit procesul cu Zahonea Unico, pe care îl avem noi. Primul tenor. Primul tenor. Da. Mulțumesc, doamne președinte, domnule secretar, domnilor consilieri. Uitați că mi-a venit și mie rândul să intru în discuții. Am fost atent la tot ce s-a prezentat aici. Și mă rog și eu cu atenție încordările, contradicțiile, toate șoferile astea care dumneavoastră le-ați discutat până în acest moment. Nu aș vrea să mai discut și eu, să continui discuția noastră, pentru că aici s-a vorbit destul de clar. Eu am înțeles mesajul și în tot timpul înțeleg ceea ce se discută. Aș vrea să trecem în revistă programul nostru de luna august, suntem la finalul lunii august. În perioada trecută de la ședința anterioară, noi ne-am făcut treaba, în lucru a fost discuțiilor, cu ceea ce dumneavoastră știți că se lucrează pe raza Comunei Des. Am început balastările pe drumurile Livez-Sat, Orășa, nu se termină asfaltul, intrăm săptămâna viitoare pe Bălăneasa. Lucrări care, zic eu, s-au făcut cât de cât în limita posibilităților și pe ceea ce mă pun la îndemână, aici mă refer la balastru, de fapt și spunea și domnul Mazilier, balastru și ea balastru, dar am folosit un sfort pentru aceasta. N-am mers în tablou, sunt acasă, ducem mult din tablou, să ducem pe stradă. Posibilitățile de a asfalta, după cum bine știți dumneavoastră, în zonele respective este problema cu apele, regularizarea de apă. Până când zona Livez-Sat nu va fi regularizare corectă, făcută, noi nu vom putea turna asfalt, să fie clar. Deci nu alocă nimeni bani, nu putem duce proiecte la să cerem așa ceva. Aici am avut sesizări făcute, am avut și probleme cu inundația, a venit din nou comisii de la Prefectură, ISU, Consiliul Județean, Apele Române, tot ce înseamnă acea comisie în urma calamităților sau problemelor care apar în anumite perioade. Din nou am făcut sesizare, din nou însă realocat bani, din nou am anunțat Apele Române că trebuie să facem ceva. Și după cum bine știți, regularizările se fac de Apele Române. Nu avem noi putere. Dar noi sesizăm, insistăm, cerând tot timpul. Ei au văzut, au venit reprezentanți, nu tot timpul sunt probleme cu banii la ei, că sunt lucrări mari, în fine, astea sunt justificări. O sper să ne aloce o parte de bani, să ne aloce pentru reparația acelor drumuri. Mai mult decât atât, în comuna noastră deja au apărut branșamente la gaz, deci un lucru care pe mine mă bucur, deja sunt oameni, sunt locuințe care și-au făcut branșamente. Pentru noi, ca și Consiliul Local, pentru mine, ca și primarul Comunei Livez, este o mândrie pentru noi și avem lucruri bune care se întâmplă și trebuie să fim gândiți aici, la această masă și pe aceste scaune, au stat oameni care tot timpul au venit și au susținut și ne-am încertat și am făcut tot felul de teze, de demersuri peste tot, după cum bine știți, dacă ne-a nevoie, poate să ne spun o dată sau un an de când au început discuțiile cu gazul metan pentru Comuna Livez, în care a fost susținător înfocat, am văzut și documente făcute, și toți care s-au perpetuat pe aici, nu cred că a fost bine să pună piedici, dar uitați că avem branșamente, un lucru care ne dă garanția că în comuna noastră sau există gaz, deci gazul curge pe comună. Mai avem problema în care am discutat cu directorul de la Târgu Mureș de la Ion, extindere de rețele. Deci de acum încolo, comuna noastră are o acreditare. Am avut o discuție cu domnul primar de la Berzunț, în care
discuție la nivel de primari, în care să legăm și berzunțul pe SRM-ul nostru. Capacitatea SRM-ului este de 100 de comuni. Eu de o capacitate mare, ceea ce mi-e bucur pe noi, pentru că ne acoperă zona, am avut discuții cu domnul director și mi-a spus așa, domnule, nu putem să dăm, pentru că nu au hârtie documentele care noi le avem la momentul actual. De ce am avut discuția? Nu credeți că discuția a fost corectă pentru mine. Trecând spre Berzunți, deja mai legam două sate din stat. Trecând, ca să nu mai facem exemplu. Era un lucru bun și pentru voi, și da, pentru vecinii noștri care, până la urmă, suntem vecini și zona noastră care, fiind gazul natural, fiind alimentare cu apă, fiind condițiile sau utilitățile necesare, crește valoarea la zonă. Eu așa văd lucrurile. Ca să putem crește valoarea zonei, trebuie să ai utilități. Oamenii de așa se interesează de terenul, de zone, să cumpere, să facă activități, să anumite activități, dar în momentul când ai utilitățile și valorile cresc, chiar pentru noi locuințele, pentru noi cetățeni, băi, ai gaz la toată, vrei să vezi casa mea, nu știu, dau un exemplu. Prețul la casă, de momentul când o dată la gaz, de așa este alt. La o locuință. Sunt gaze, sunt bani. Mai mult decât atât, suntem geografic și așezat, poziționat foarte bine. Bă, cum bine știți, din jumătatea drumului Trănești în Bacău, Mâinești în partea aia altă. E o zonă care pe noi ne favorizează și trebuie să beneficiem de acest lucru. V-am spus așa din discuțiile mele, că la dumneavoastră m-ați urmărit și sunt un om deschis. Cu cea mai mare plăcere am avut discuția cu un primar la Berzunți, un om care și el se implică și vrea să facă treabă și face treabă. Dar pe chestia asta ne-am întâlnit cu problema respectivă. V-am zis, deci dintr-o negociere, ca o să scoți un avantaj. Dar era avantajul că trecând la Berzunți, fără să mai avem noi nicio așa, trecea conducta prin Brăjoaia și Stăria și rezolvam și problema noastră. Pentru că aveam cu ce. Deci capacitatea era pe SRM-ul și toate lucrurile erau ce. Am vrea să aflați, sperau să scoată și ei la business, pentru că asta e altă discuție. S-au făcut lucrări la farmacia din clădirea primăriei și aici vreau să felicit administratorul de acolo, cred că nu trebuie să folosesc numele. Primăria, farmacia fiind în locația noastră, investițiile de acolo au fost făcute pe societatea respectivă, un lucru care pentru noi este un moment de a ne bucura când cineva vine și investește, fie el cât de puțin, dar se investește în localitatea noastră, într-o farmacie în care, vreau să vă spun acum, nu știu dacă ați fost, arată ca o farmacie europeană. V-am spus, nu sunt costurile noastre, nu am apelat la bugetul nostru, cu toate că, până la urmă, și noi trebuia să venim. Am avut discuții acum cu administratorii, cu doamna Lungu și cu... să vedem cum face să tragem gazele acum și poate până la iarnă să aibă tot ce trebuie și gaze și tot ce este. Vorbim de august, sfârșit de lună, după cum bine știți, zilele comune. Au o parte, ați văzut că am promovat afișul, am promovat festivalul Ziua Bradului. Nu este festivalul lui Sorin Chim, nu este al domnului Lungu, al domnului secretar Deca, este festivalul comunic. Să fie clar. Este al nostru la toți, nu a primarului, nu a secretarului, nu a polițistului. Este al nostru, al comunii. Comuna de Vest, scrie pe afișul. Comuna de Vest, festivalul Ziua Bradului. Am stat departe de a trece numit de primar. Mi-am trecut așa, primăria Comunei Vest, dacă ați urmărit cu atenție, primăria Comunei de Vest și Consiliul Local. Vreau să mă dezic de a mă promova pe mine printr-un anumit avantaj. Tocmai de aceea am avut discuția și cu colegul nostru din... Adică nu căutăm să profităm de ceea ce avem la îndemână și ne oferă funcția sau așa și să, restul să nu beneficieze sau să nu plece într-un stat corect. Chiar la fie acum mare electoră. Hai să plecăm cu toții din la un anumit nivel și ieșim în stat și lumea să ne aleagă pe fiecare după cum ei consideră că ne-am făcut treaba, nu ne-am făcut-o sau speră că unii o să facă aeroport, nu știu ce o să facă ăștia care vin
sau vor să vină, nu știu, și poate să spună, asta e, dar să fim corecți. Nu e acel rol al colegului nostru, decât un lucru să fim corecți și să plecăm toți cu aceeași șansă. Da. Da, aici am obiectat și eu. Și eu vreau să spun. O secundă și termin. Da, și terminat. Aș vrea să vă invit, dacă tot domnul Bucă, că discuția de festivalul nostru tradițional, de acum deci am fost la un rand de festival, nu putem să-l oprim și oricine o fi sau cine o să vină sau o să rămână. Eu spun de aici, de la această masă, că acest festival trebuie dus. Sunt tradițiile noastre, suntem etichetați cu acel nume, e deja un brand, festivalul Ziua Bradului. După cum ați văzut, se făcea cu Heliciu, am avut o discuție cu domnul primar, să ne detașăm, să venim în același timp cu acest program, să aibă și Heliciu și Liviez în același timp, pentru că era o nedreptate și pentru cetățenii care vor să vadă un artist. Trebuie să știți că de multe ori nu e la îndemână oricui, sau în orice, să ajungă să vadă un artist. Ați văzut, dau un nume care nu trebuie discutat, este numărul 1 în România. Este vorba de Benoni Sâmbulescu, mă refer în viață, un om care nu are ce să spună nimeni, nu am pus să vorbesc despre el, este un nume greu, în care nu mai trebuie discutat de noi, cât au costat, ce au făcut, alea sunt documente, că noi ne verificăm curtea de conturi, cât i-am dat lor, noi l-am avocat, nu avem un contract, trebuie să fac transparent, dacă vreau, mi-a dat cineva pe Facebook și aici, vreau să fac apel. Că tot ce se întâmplă aici sunt lucruri verificate, sunt contracte făcute, semnate. Deschis, dacă vrea să-i pun un contract, nu pot să-l pun pe Facebook, pentru că este cât a costat. Cât a costat metru de asfalt? Mi-a pus cineva întrebare. Cât a costat un metru de asfalt? Păi, cât a costat un metru? Deci, întrebarea și-a fost, cât costă un metru de asfalt? Adică, da. Eu nu vreau să iau de rea credință. Poate nu înțeleg fenomenul. Dar lucrurile astea, din nou vă spun, nu sunt în avantajul lui Dan Costea, o să o remitim. Sunt lucruri care trebuie făcute. Și din ce vor veni, o să le facă în continuare. Sunt plecate pe un anumit tren. La scenă la noi au venit întotdeauna. Și dumneavoastră știți că au fost numai artiști de valoare, nu pot să scazi în facheta. Deci, cam asta e. Și eu aș vrea să închei cu o invitație pentru duminică, sau sâmbătă, de sâmbătă încep, de sâmbătă seara va fi la Sfântul. Duminică, dacă vreți și sunteți la sentimentul meu, aș vrea ca împreună cu toți consilierii locali să dăm drumul, să dăm start zile comune, cu toți pe scenă, frumos. Noi suntem mai atât, facem un lucru și relaborator. Cu toate criticile, și eu sunt convins că toți de aici așa asumă și criticile, și laudele, și... Două. La ora 8? Da. Eu cam atât am avut să vă spun. Dacă dumneavoastră vreți să veniți, să fim alături cu toți, să bem un par de suc, o cafea și să ne vedem cu toți aici. Da. Eu vă mulțumesc că cum ați ascultat și că acum să mai aveți ceva de spus, să vă rog. Domnule primar, ce să vă mulțumesc pentru ajutorul? Pentru renovarea localului, care este a primării. Este un local modern. Știam. Și spun că am făcut o asociere cu un depozit de medicamente. De ce? Ca să am prețuri mai mici la farmacia Invest, prețuri de depozit. Deci eu am făcut această mișcare cu soția, ne-am asociat cu un depozit de medicamente care ne va furniza medicamente la prețuri de depozit, adică mai mici decât prețul de farmacie. Asta pentru ce? În binele populației. Ce putem face bine, să facem toată lumea. Orice dumneavoastră ați făcut odată, ați fost în situația mea. Vă mulțumesc pentru ajutor, domnule. Domnul Sâudiu și domnul Costea, ca să trecem și la alea. Poate? Domnul Sujioar, vântul și domnul Costa. Pentru parte din politicii, vreau să spun că aici în cadrul Consiliului Local sunt cele mai multe partide. Aici nu facem politică pentru fiecare, facem politică comunitate. Un angajat care beneficiază
de banii statului, care mănâncă banii statului, să spună că nu suntem buni și buni. Dar deci, el nu se dea exemplu, de ca tineret, dea exemplu, bă, eu viu, uite ce pot să fac eu, că el nu are nici proiecte, nu are absolut, doar de dragul ca să candideze pe un partid politic, dar având avantajul, ne consumă banii cetățenilor. Adică el, pur și simplu, eu sunt aici, administrația este proastă, consiliul care sunt proști, eu cum arăt eu cum vă bani, pot să-i fură mai bine. Exact așa cum el deocamdată, el ca să spune așa, dar ce face politică, el e fără bază politică. El nu este angajat să facă politică. El este angajat să lucreze pentru cetățenii comuni, de asta este plătit. Atunci dacă el își asumă să fie politician, trebuie să părăsească instituția și să demonstreze că este mai bun. Nu avem nicio problemă. Asta trebuie să demonstreze acest personaj. Mulțumesc, domnul Costea. Deci, domnul președinte, apreciez cuvântul domnului primar și am să spun câteva cuvinte. Domnul primar, câteva cuvinte. A reușit să aduci în discuție problemele care interesează comunitatea de ani de zile. Drumurile de la Sădești, fără dinte. Clasele de anuale, de care le discutăm de 30 de ani. Școala de apoi. Am început cu partea aia bună a lucrurilor. Discuții N cu privire la școala de apoi au fost ani de zile. Apreciez curajul dumneavoastră și faptul că ați avut și sursă de finanțare și ați făcut o treabă la școală, este un lucru foarte bun, este neregulat, dar și altă problemă care am trebuit de fiecare dată. Este un lucru foarte bun. Cu privire la gaze. Oamenii comuni trebuie să știe că gaze nu le primesc decât cei de la stradă. Ca să putem să mergem cu gaze spre Bertunț, trebuie ca să facem un proiect care să cuprindă toată comuna. Deocamdată, prioritatea numărul 1 a executivului, a primăriei, a primarului, acel care conduce, este să urmează proiecte. Numai așa am putea să extindem rețeaua de gaze, ca să mulțumim pe toți. Toată lumea pe acasă. Toți de acasă, să știți. Pentru că se dovedește asta la ora actuală, o curățul de energie la 7 jumătate. Nu e ok. Să mergi cu gaze de cu lemn. Mă, este țara noastră, deci, de fericire, avem și o sursă mare de gaze undeva pe la Marea Neagră. Deci, cred că ar trebui să aveți în vedere așa cum ați găsit bani pentru școala de la Baia, pentru proiectul ăsta de reabilitare și pare să că încet, încet au duce la un sfârșit, așa trebuie să găsim bani și pentru proiectul de gaze, așa cum trebuie. Deja vă vorbim în ideea pe lume. Dacă noi nu întocmim proiecte bine documentate, fundamentate, ca să putem să rezolvăm probleme cu satele, Orășa, Leveze, Bărâneasa, acele sate care sunt așezate pe cursul lor, nu au niciodată fi de cauză. E ok, spunea cineva. E bun, pune balastru, deocamdată, dar prioritatea astăzi, după atâția ani de zi, oameni vor lua ceva. Toată lumea vrea să meargă pe asfalt, doamne. Asfaltul schimbă tot, doamne, schimbă fața unei comunități. Civilizarea. Trebuie atâta în vedere, după bine de proiecte, din banii aia cât sunt puțini, pentru că numai așa am putea obține finanțarea. Asta nu se poate. Doar a fost. Da, vreau. Vă mulțumesc, domnul consilier, uitați că am uitat școala de la Baia. Este un lucru care, eu cred că e în asentimentul nostru la toți, este meritul nostru, de asta vreau să vă spun și eu, îmi apăr Consiliul Local și nu mi-l apăr cu cam eu, nu știu, să-mi dea cineva să mă ajute cu voturi ca să am să fac majoritate sau. Îmi apăr Consiliul Local că noi toți facem, punem numărul la muncă și o să nu vină cineva să ne grijă. Exact ce spunea. Mă doare cum e să spui tu că bă, toată lumea nu știe. Uite așa care suntem noi aici, am pus balastul de aia, am dat drumul la gaze cu voturi, am zis că nici primarul nu poate să facă fără voturi din Consiliul Local. Că nu mai fost divergență, că nu mai fost divergență. Asta e altă problemă. Dar noi, ăștia care suntem, eu consider că ne-am făcut treaba, cu toții. Cu toții, Consiliul Local, administrația locală, tot ce înseamnă primar, viceprimar și tot. Ne-am făcut treaba, totuși. Cum am putut? Pentru că comuna noastră, după cum bine știți, a avut o perioadă în care nu a fost o mai strălucită, nu a fost o mai corectă. S-a întâmplat ce s-a întâmplat. Nu este nici din vina noastră, nici din vina noastră, poate nici din, nu știu. Dar noi am trecut o perioadă care nu este tot mai confortabilă. Și am reușit și am ținut lucrurile așa și mergem la rând cu toate comunele care sunt acum poziționate, nu știu, unde suntem și noi acolo. Și eu cred că e meritul la toți. De asta v-am zis, de asta vă invitați să mergem, să stați lângă mine, să stau lângă dumneavoastră. Eu nu mă dezic să vorbesc cu ăla de la nu știu ce partid, că ăla de la nu știu ce partid, să mai purta. Nu, domnule,
noi discutăm că suntem oameni și după aceea suntem, avem niște funcții politice alese, noi suntem aleși, nu suntem nici angajat, nici... Noi suntem oameni aleși, noi reprezentăm și eu foarte bine spun, bă, critica, critica te pune să-ți revie, poate să-ți ia capul, așa spui că ești cu Dumnezeu, nu ești nimeni. O, azi ești pe scaunul ăsta, nu ne-ai plecat. Nu trebuie să ne ținem, că dacă te ții, te folosești, are probleme. Ne-a ridicat, nu știu cât stau, 100, 2, 3, arată că se poate face, se poate duce la final niște proiecte care sunt începute, trebuie să le recunoaștem, venim din urmă cu altceva, dar e important să ne ducem la capăt, e important să ținem corabia asta în echilibru. Și cu ajutorul dumneavoastră, a reușit eu, și uite, mai e un pic, termin mandat, începe să ne luăm cu oamenii care sunt favorizați pe aici. Dar eu vă spun că și în urma sesizării dumneavoastră, dacă dumneavoastră faceți sesizări, o să... O să pun problema și o să văd cum merg până la capăt cu această problemă, dacă... Nu, dar și într-adevăr, legea mă ajută să iau măsuri. Așa, eu o să iau măsuri, fără ce probleme. Păi dați-i șansă, mă, să capiteze. Dați-i șansă, mă, duc acasă, să poți face, să vină să ne explici noi nu suntem buni și... Deci să-l ajut. Domnule, să-l ajutăm să omule ca să facă politică, domnule. Păi nu, un om că vrea să facă politică, trebuie ajutat. Dar să-l domnule, să vină să spună ce ar trebui și nu să mintă cetățenii. Păi nu mintă din posturare. Nu mă mintă. Să folosește de atât de semnături, din totul să-l termina, poate lasă cum se intre și lumea, lasă ca să voteze, să-i dea o semnătură, are un avantaj foarte mare, nu? Da, mulțumim. Și mai ales avantajul să ai bani, că știți toată mea probleme cu bani. Noi trebuie să muncim din privat, să facem bani. Nu venim în stăpători, să mâncăm semnit, să mâncăm tele. Aici să ia salariul, un salariu așa de mare. Și pe aia, dacă tu puteți să creați, bă, ce bun sunt eu, mă. Pe cum ești bun, mă, când mănânci bani statul. A fost prin bani, mi-a dus, a dus la muncă și a dat chiar demisia. Și foarte bine, a luat cu fără plată, a venit acolo că nu că multul nu poate rezista omul. Nu poate fi înapoi. Știți foarte bine, are concediu fără plată. Concediu fără plată. Păi domnule, vorbim despre persoane care nu știi ce cu ea. A venit aici la mine, normal, ce să stă să ia bani. Păi n-am să la muncă, n-am. E greu. Mulțumim, domnul Sucurgeu, să trecem la primul cuvânt de azi. Am zis, domnul Șam, prin hotărâre de explicarea bugetului local al Comunei de Drept Bacău, pe anul 2019, proiect inițial de primar și aveți în fața tuturor comisiilor de specialitate. Comisiile de specialitate, Comisia de Buget, Comisia numărul 1. Comisia numărul 1 este favorabil. Comisia numărul 2? Favorabil. Cum să nu apără Comisia 3 bani? E pe zile așa și bani? Da. Față de ceea ce v-am înaintat noi, a intervenit o mică modificare în sensul favorabil. Am primit de la Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bacău 11.000 de lei, pe care am adăugat-o ulterior la proiectul pe care vi l-am înaintat. Deci este încă o sumă, în plus, favorabil. Și-a prins un proiect. Da, da. Cele trei comisii au dat avizul. Vreau să discutăm cu asta, trecem. Vreau să discut, vreau să facem și întrebări. Da, văd că se iau niște bani din fondul resident, se iau 4.630.000 pentru școala de la Păiana, dar mai văd și aici 80.000 lei, adică 800.000 bani pentru drum. Vreau să întreb viceprimarul, face mașină, trebuie să spun ce l-a luat primarul, văd? În contul 8402, ce sume mai avut trebuie aprobate în buget? Că acolo avem pe bunuri și servicii și investiții. Doar ne-a mai alocat în acest cont la buget. Deci, de ce ne fi să mai folosesc acești bani? Nu știu, cu conturile, nu știu. Nu știu, am înțeles. Și atunci, de ce mai faci postura asta de legitimat, dacă nu știți? Păi să vă spune dacă nu știți. Când ați votat bugetul, dacă ați fost acasă sau ați fost în altă parte, ați avut pe drum bunuri și servicii. Deci 2 miliarde, și investiții 1.340.000. Și acum mai aducem încă 800.000.000 pentru ce ai să faci din fondul SRE. Asta am văzut. Deci avem competență la administrație. Da. După cum bine știți, viceprimarul chiar... Cum chiar? Trebuie să știi că adică votăm să nu știm ce avem. Dar nu faceți cum așa viceprimarul în buget?
Adică nu știu eu îmi place. Atunci, pentru ce mai face acum? Supun la vot adoptarea acestei proiecte de hotărâre. Cine este pentru rog? Este cineva împotrivă dintre dumneavoastră? Și spus și-a luat locul. Da. 15 voturi pentru aprobare. Trecem la al doilea punct de chilometru de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea bilanțului general actualizat, în urma procedurii de achiziție în curs, cheltuielile pentru realizarea obiectivului de investiție în modernizare drumurilor locale. În comuna Izeș, județul Bacău, pe lungime de 4,637 km, inițial de primar și aviz din partea Sportului Comisiei de Specialitate. Nici acest document nu a fost, adăugat cu cheiul de urmă. Da. A fost adăugat cu cheiul de urmă. A fost de niște sume. Deci aici vorbim de PNDL 2. Da. Deci PNDL 2 a semnat contractul săptămâna, acum o săptămână, cu constructorul. Da, procesul. Și iar... Da, este vorba, deci din bugetul de stat, sunt 4.988.549 lei, bugetul local, 307.344. Poți să actualizezi. Și acolo e 4 milioane. Deci valoarea totală a acestui. Deci vorbim de încă 4 km de asfalt cu comuna noastră. Da, dar acest 4 km nu ajută prea mult decât doar să nu mă auriți. Să nu aștepte cineva că să mă aduce ceva pe lângii. Deci sunt lucrurile clare. Da, știm clar. Deci nu sunt să fac. Deci avem Răzvoia Hașu. Deci de la Moara. Deci între legătura legătura între uliță și până la capetele. Până, capetele, da, până la Bizlas. Până la ieșirea din Bizlas. Da. Avem la Scărica două ulițe, la Ghinea și la Spiritul. Avem la Bălăneasa. Drumul la biserică, drumul la, nu, drumul școlii. Școala și se înțeapă în partea aia la Dan, ne zice jocul Băsăier, dar... am avut de șansa să negociem cu soțul de societăți de stare. Știu. De 2 ani.
am pierdut o finanțare, am promis oamenilor două mandate la care le facem turnul și au rămas fără șansă, fără pădețe, fără nimic. Am pierdut proiectul acum. Nu știu peste cât timp de acum vom mai putea prinde bani ca să continuăm acolo. Nu e vina noastră. E vina celui care a făcut care s-a implicat de aici și care și-a bătut joc cu banii public, așa cum și-a bătut joc și de alte proiecte. Nu mai vorbesc de am și de altceva. Da. Încercat, am învățat o lecție de la fostul primar. Sper să ne intre în capul ăla de una, să încercăm să fim serioși și atât cât se poate face din banul public, să facem bani. Păcat din banii ăștia care nu s-au găsit și alții noștri să spun presiunea. Da. Deci, legătură cu PDR 1, deci nu s-a finalizat din, știți, actualul, adică fostul primar, prin conjuntura lui, prin licitație, cu chel drumul, bă, nu și-a făcut, și-a făcut numai a venit cu gare, știți? A încercat să facă, nu s-a plătit nici acolo, s-a făcut numai încurcături, numai fiindcă așa se construiesc cu dreptul, cu trebuie, cu aranjament, nu înțeleg, varianta, când toți au PDR 2 și Berzuțu și Sănureni, toți au finalizat, numai nu putem finaliza. Nu suntem în comun, că nu putem finaliza nimic, nimic, nimic. În mandatul lui Giorgio Crăciun, nimic nu s-a finalizat. Uitați-vă și la baza sportivă, nu trebuie pompieri în baza sportivă. Și spunem că am făcut. Am băgat 12 miliarde. Am băgat nimic. Am sparat bani în baza sportivă. 12 miliarde, 3 de lucruri, să vedem mai mult. Uitați-vă la apă. Uitați-vă la apă, după apă, bani în baza aici. Un milion de euro, care nu am finalizat. Deci nimic nu s-a finalizat în comunul ăsta. Nimic, absolut nimic. Nimic. Ne-am păcat mai grav este că am dat și bani din bugetul local pentru șanțul, pentru podețe, unde sunt bani noi. Că bani din Consiliul Local, local din Consiliul Local. Așa cum au fost ca bani alocați și pentru pute de la... Deci unde sunt bani care nu s-au făcut nimic? Vezi, bani dat de Consiliul Local. Deblocat în fundul excelent, exact când s-a deblocat bani pentru școală, așa s-au deblocat și atunci și acolo. Și deci, nu mai. Și nu mai este nimic. Nu știu nimic, nimic, face nimic, nimic. El stă cu mine aici, sau urmă, nu știu, nu ies, nu face. Asta e. Deci sperăm că scăpăm o dată și ne facem treabă toți, consilieri, și știți ce să votăm, să putem duce la capăt, să ne întrebăm din primar, primare, de ce nu la capăt, de ce era înjamat tu să vii firma aia, că firma aia pentru nu există? Cum e posibil așa ceva când avem atâta firme? De ce ai venit ulterior care voia să facă? Că și el era doctor, de ce eu nu prima întrebare asta? Oare de ce îi punem întrebarea? De ce îi susținut să stea aici cu bani mulți când este condamnat domnul? Oare nu ne punem și întrebarea asta? De cine este susținut? Că nu se poate. Să stăm încordați tot timpul să spunem că de la fapt, în plat, îmi place să se zără, în vârf, să stăm așa, dar trebuie să lucrăm de cetăție. Sperăm, să duce la casă. Asta. Da. Comisiile de specialitate. Comisia numărul 1 a venit la aproape. Comisia de specialitate numărul 2. Favorabil. Comisia de specialitate numărul 3. Favorabil. Vă mulțumim mult. Supunem la vot. Supunem la vot fără de zi. Cine este pentru, vă rog frumos? Este cineva împotrivă sau abține cineva? Vă spun președinte. Cine se încerce să nu pot fără domnul? Deci, în al treilea pensie, în al doilea pensie, proiect de hotărâre privind aprobarea Comisiei de Acces la drumul de exploatare Băneasa Câmp Poiana, drumul de exploatare 1965, aflat în domeniul public al comunei Livezi, cu scopul executării lucrărilor de construire, platformă pentru depozitarea drumului de graj, dar exploatațiilor vehicule situate în Scarabea, beneficiar Irimia Costel și Irimia Valeria, din comuna Jerjețu Bacău, proiect de inițiare primar și viză avize în partea procurorilor comisiilor de specialitate. Având în vedere cererea înregistrată la primăria comunei Livezi de către domnii Irimia Valeria și Irimia Costel, prin care solicită punerea pe urmele zi a ședinței Consiliului Local, aprobarea condițiilor de acces pe drumul de exploatare Brăneasa Sărăcând Poiana, aflată pe raza administrativ teritorială a comunei Livezi, ce face parte din domeniul public al comunei Livezi, în administrarea Consiliului Local Livezi, în vederea executării lucrărilor platformă pentru depozitarea drumului de graj de exploatațiilor agricole situate în Escarvinal, comuna de Jerjețu Bacău. Pentru emiterea avizului structurii de specialitate din cadrul Consiliului Județean Bacău, asupra proiectului de autorizație de construire, se solicită din partea Consiliului Local Livezi o hotărâre pentru aprobarea condițiilor de acces la drumul de exploatare, în vederea executării lucrărilor mai sus menționate, de către domnii Irimia Valeria și Irimia Bacău, a
având în proprietate bunul imobil, terena arabă de suprafață de 2792 metri pătrați, situată în satul Băreasa, cu mai de 10 metri. Așa. Cu acces la bunul de exploatare DE1965, 1965, satul Băreasa, în vederea executării lucrurilor de construire pentru obiectivul mai sus menționat. Având în vedere faptul de aprobare, se propune Consiliul Local adoptarea următorului proiect de hotărâre. Consiliul Local al Comunei de Județul Bacău aprobă, stabilește condițiile de acces la drumul local de exploatare Băneasa Câmp Băiana, drum de exploatare 1965, aflat în domeniul public al Comunei de Bez, în scopul executării lucrărilor de construire de platformă pentru depozitarea drumului de drag a exploatațiilor agricole situate în stabilat. Pentru solicitanții linia cu Valeria și linia Costel, în Comuna de Județul Bacău, în vedere emite avizului structurii de specialitate din cadrul Consiliului Județean Bacău și autorizației de construire. Articolul 2. Se va acorda accesul respectând sub următoarele condiții. 1. Beneficiarul răspunde înainte de executarea lucrurilor de obținere a acordului de organe de deținătoare de instalații de bine, subterane, construcții de orice fel, precum și pentru plantații existente în zona de execuția lucrărilor și care pot fi afectate. Dacă doriți, vă spun toate condițiile aici, de relatez care sunt. Iar va terminarea executării lucrărilor și planul investiției este obligat să aducă sectorul de drum la așarea inițială. Bun. Pentru detalii suplimentare puteți să spuneți întrebări. O să te pe doamna de la Urmanu și angajarea directorului care a primit documentația. Comisiei de specialitate, vă rog. Favorabil. Comisia numărul 1. Comisia numărul 2. Favorabil. Comisia numărul 3. Favorabil și 3. Dacă sunt discuții, dacă doriți detalii. Foarte bine, ce ai zis? Sunt în asemenea la acești oameni, că, pentru că noi ne protejăm. Având o rampă la anumite standarde în care omul cere să o facă, să nu poluăm, dar după cum bine știți, cam toată lumea, poate este un prim pas. Mai sunt în zonă care mai iau, dar... O rampă așa uși. Așa... Nu, 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 nu. Nu mai nimeni cu rampă. Așa ceva e unul din faptul că face așa ceva, este un lucru foarte bun. Și încetul, încetul, vedeți sub asta, încetul să ne pune la punct și cu mine și cu toate. Nu, nu mi-au să înțeleagă, vă spun. Corect. Pentru că orice început, pentru toată lumea, cum să vă zic, e un exemplu, după aia o să vină cu măsuri, doamne, trebuie să am și eu așa pe din ăștia și mă urmăresc. Și e foarte bine că se întâmplă, cum v-a spus, și controlele astea au un rol, au un scop. Încetul, încetul, lichidăm, ne orientăm. Au mai fost controle pe așa ceva, au mai fost sesizări, eu cred că în 2016, când undeva pe lumea asta, a făcut un decen, o sesizare la un crescător de animale. A fost acolo un stil cu la și eu am avut. Și eu am avut. Și așa. Domnul ăsta a fost ăsta. Și eu ți-ai făcut mă? Ți-ai făcut mă? Dar s-au implementat ei. Da. Da. Două cuvinte vreau să spun. Ideea de cea, domnul președinte. Pumul ăsta a depus un efort enorm. El a accesat niște fonduri europene. Da, exact. E foarte greu să... Dar nu trebuie accesat, să sperăm că din punctul meu de vedere, legalitatea e așa de scurfoasă, pentru tot groază de bani, așa? Sper că acum o să reușească să-și facă platforma. Da, vă spun, reușește cu neapărat. Nu știu cum de-am curajul ăsta. Deci el acum a trebuit financiar în bani europeni, dar să sperăm că duce la țapă. Dar măcar are inițiativă. S-ar putea să ne. Spune-mi avut acest proiect de hotărâre și este pentru vă rog. Este ceva împotrivă din dumneavoastră, nu? Nu știți că începutul pentru a fost aprobat. Acum a venit de lucru. Domnul președinte, vă șocați să-i dați cuvântul domnului viceprimar Bacă Vasile Gabi, să vă întreb de ce trece de atâtea ori în fiecare zi, pentru că ca o aia din centrul vest, periculatul ne poate muri un om sau o mașină să șută vaca, aia din fața castelului, o roacă foarte adâncă și nu mă am scopă, pentru că ține de domeniul viceprimarului. Deci ce credeam fiecare zi? Drumul național. Domnule, domnule, tot ce miște în comuna asta, drumul și sporul, viceprimarul are atribuție acolo. Dar așteptăm să moară cineva și apoi să luăm măsura? Fă la aprobare la drumul național, că de-aia ești plătit cu 60.000 de lei pe lucru. Cu 60.000 de lei. De ce? Ai 6.000 de lei pe lună și mă faci nimic, nu mai e rău. Eu nu vreau să-ți vedeți, m-am dat, nu mă aștept, nu mă aștept, nu mă aștept.
de mare, acolo, tu răspuns. Domnul Romu, săptămâna asta rezolvă. Eu ți-am spus, te-am avertizat. Nu faci nimic în comuna asta, domnule. Dar nu se vede nimic, domnule. Ba da, ei nu știu ce nu l-au dat degeaba. Dar și chestia de asta, domnule, este jafă comune? Te rog frumos pe treaba aia. Ți-am dat la ședința trecută, dar te duci pe comuna asta, ce-mi spui? Vă spune ce vă spus, domnule. Nu știa să arată că-ți fac drumurile la lor și-a dat. Întrebați-o ce-a făcut și-a supărat. Dar ce-a făcut de 2 ani, de 3 ani, ce-a făcut? Se supăra, să fie alătă. Dacă a făcut treabă de 2 bani, nu a făcut nimic, nimic, nimic. Ce e asta, domnule? El e șofer bun. Acolo se duc la șoferii. Aici nu că-i rău, nu e rău, n-are inimă. Dar nu se pricepe. Nu e el pentru funcția asta. Cum nu se ocupă de chirurg, să facă operație, nu e el cu nimic cu la șoferii. Nu, 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 nu